Dragi frați și surori, mă bucur tare mult pentru părtășia noastră din seara aceasta. Îi mulțumesc Domnului pentru prezența Lui din locul acesta, pentru prezența cuvântului Său din mijlocul nostru și doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în momentele care urmează prin cuvântul ce ni-l va da El pentru sufletele noastre. Deja ne-a binecuvântat Domnul printr-un cuvânt minunat pe care l-a pus fratelui DJ pe inimă, zica Domnul să-l binecuvinteze și să-l folosească în continuare. După seriile de stăruință și de rugăciune pentru umplere cu Duhul Sfânt, m-am gândit și eu și Domnul m-a pus pe inimă să vorbesc puțin despre persoana și lucrarea Duhului Sfânt, despre importanța Lui în viața noastră și în Biserica Domnului. Este adevărat că deja s-a vorbit în ultimile 2-3 săptămâni despre tema aceasta, dar consider că este o temă foarte importantă și încă ne aflăm în această perioadă de stăruință și de rugăciune și aș vrea să continui pe tema aceasta. Pavel spunea odată, mie nu mi-este greu să vă spun aceleași lucruri, însă vouă vă sunt de folos. Poate că în seara aceasta voi spune câteva lucruri care s-au mai spus deja în săptămânile care au trecut, însă cu siguranță Domnul are și ceva nou și proaspăt pentru noi în seara aceasta. Titlul acestui mesaj este Ce lucrări face Duhul Sfânt în om? Și pentru început vreau să citesc un singur verset din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu versetul 8, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și îmi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Subiectul acesta despre persoana și despre lucrarea Duhului Sfânt este un subiect foarte frumos, un subiect foarte important și este un subiect chiar necesar pentru noi și pentru Biserica Pentecostală. Însă vreau să spun că în același timp este un subiect foarte controversat. De multe ori este un subiect probabil chiar și greșit înțeles. Pentru foarte mulți creștini, chiar subiectul acesta este de câteva ori un subiect confuz și interpretat greșit. De exemplu, tocmai ce am auzit din nou, pe unii spunând că dacă nu ești botezat cu Duhul Sfânt, nu ești mântuit. Alții spuneau același lucru despre vorbirea în limbi. Și multe alte păreri pe care le mai am auzit, dar care nu vreau să le spun toate aici, însă în seara aceasta vreau să împart cu dumneavoastră convingerea mea pe subiectul acesta. Și anume, eu cred că botezul cu Duhul Sfânt nu este pentru mântuire, ci este pentru cei mântuiți. Nu cred că Dumnezeu botează un nemântuit cu Duhul lui cel Sfânt, ci eu cred că Dumnezeu dă Duhul lui cel Sfânt unul mântuit de El. În primul rând, pentru ca omul să poată să fie mântuit, are nevoie de pocăință, are nevoie de credință și are nevoie de botezul în apă poruncit de Domnul Iisus Hristos. În sensul acesta vreau să citesc un verset din Marcu 16:16, unde însuși Domnul Iisus vorbește. Auziți ce spune Domnul? Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Sau Apostolul Pavel spune în Efeseni 2:8, prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Deci, pentru ca omul să fie mântuit,
Partea lui este să creadă în jertfa Domnului Iisus. Partea lui este să creadă în moartea și în învierea lui. Și credința joacă un rol foarte important. Apoi, cum spuneam în al doilea rând, pocăința este la fel de importantă pentru mântuire, la fel de importantă ca și credința. Auziți pe Apostolul Petru în ziua cincizecimii, în Fapte 2:38, spune: pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat. Deci, dragi frașilor, mântuirea este darul lui Dumnezeu, este harul nemeritat de noi oamenii. Însă partea ce îi revine omului ca să ajungă la această mântuire este ca el să creadă și să se pocăiască. Însă acum vreau să vă arăt că în tot procesul acesta este prezentă și persoana Duhului Sfânt. Haideți să deschidem la Evanghelia după Ioan, capitolul 16:8. Aici însuși Domnul Iisus vorbește și vorbește despre Duhul Sfânt. De fapt, haideți să citim și versetul 7 și apoi versetul 8. Vă este de folos, spune Iisus, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și acum versetul 8, când va veni El, cine? Duhul Sfânt. El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Auziți? Vedeți cine îl face pe om să se simtă păcătos și incomod în viața păcătoasă? Nu eu sau nu un slujitor de aici, de la Amvon. Pentru că de aici, de la Amvon, noi nu-l facem pe nimeni păcătos sau prăpădit sau știu eu în ce fel. Nu. Însă Duhul Sfânt care este prezent în adunare, în timp ce se vestește Evanghelia de aici, El face pe un păcătos să se simte vinovat. El îl convinge din păcatele din viața lui și el îl aduce la Hristos pentru a fi mântuit. Iar dacă spunem aici că Duhul Sfânt este implicat în mântuirea cuiva, totuși aici încă nu este vorba de botezul cu Duhul Sfânt, ci este doar acea lucrare interioară ce o face Duhul Sfânt în procesul de mântuire a omului. Un verset foarte interesant, mai vă citesc Efeseni 1:13, aici zice Pavel: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Nici aici nu este vorba de botezul cu Duhul Sfânt. Ce auziți mai departe, în versetul 14, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt care este o arvună a moștenirii voastre. Arvuna de obicei o plătești la început de tot când vrei să cumperi ceva. Deci arvuna aceasta, Duhul Sfânt, ne-a pecetluit atunci când am crezut și când ne-am pocăit și ne-am botezat. Apoi sigur că dacă în tot procesul acesta a mântuirii putem aduce în discuție și textul din Ioan 3:1-13. Acum nu vom citi tot pasajul acesta, însă acolo în pasajul acela vorbește Nicodim cu Domnul Iisus despre nașterea din nou și acolo vedem că Iisus aduce foarte clar înaintea noastră că nașterea din nou se produce prin cuvântul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt. Versetul 5 spune Iisus: dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, aici apa înseamnă cuvântul Scripturii și Duh aici se referă la ceea ce deja am spus din Ioan 16:8. Duhul Sfânt care îl sensibilizează pe om și îl aduce la Hristos. Deci, închei punctul acesta despre mântuire. Duhul Sfânt este implicat în tot procesul acesta al nașterii din nou. Îl ajută pe om să se pocăiască și să creadă în jertfa Domnului Iisus. Însă până aici, cum am spus, încă nu avem de-a face cu botezul cu Duhul Sfânt.
Apoi, în al doilea rând, botezul cu Duhul Sfânt, deci, nu este pentru mântuire, cum spuneam, ci este pentru împuternicire, pentru a face lucrarea lui Dumnezeu și pentru a-i fi martorii lui. La înălțarea lui la cer, după 40 de zile de la înviere, Domnul Iisus a spus ucenicilor săi: voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt și îmi veți fi martori. Încă 10 zile au mai trecut după înălțarea Domnului Iisus și ce s-a întâmplat? El s-a ținut de promisiune și El a trimis Duhul Sfânt pe pământul nostru. Deci de la înviere și până la pogorârea Duhului Sfânt au trecut 50 de zile, de aici este și fraza cincizecime. Versetul 14 din Fapte 1 spune că toți ucenicii Domnului și femeile, Maria, mama lui Iisus, frații lui, stăruiau în rugăciune. Și în capitolul 2:4 spune că toți s-au umplut cu Duh Sfânt. Și cuvântul ăsta, toți, este foarte important, pentru că cuvântul acesta mie îmi dă să înțeleg că Duhul Sfânt nu este doar pentru unii în biserică, nu este pentru păstori, pentru proroci sau pentru alți slujitori, ci Duhul Sfânt, dragi frați și surori, este pentru tot poporul al lui Dumnezeu. Apoi mai cred că Duhul Sfânt nu este un lux, ci este o necesitate. Deci El este pentru toți, pentru cei de atunci și pentru Biserica lui Dumnezeu din ziua de astăzi. Și de ce cred asta? Auziți ce spune Apostolul Petru în ziua de Rusalii, tot aici în capitolul 2:39. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Dragi fraților, noi eram departe atunci, noi eram foarte departe de momentul acesta. Însă dumneavoastră știți că exact la noi se referă aici când spune în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Dumnezeu ne-a chemat și pe noi la mântuirea sa veșnică, dar ne l-a promis pe Duhul Sfânt și nouă ca și noi să fim martorii Lui în timpul acesta, în generația aceasta în care El a decis ca noi să trăim. Și lucrarea aceasta, lucrarea lui Dumnezeu, nu o poate face absolut nimeni în puterea și în iscusința sa proprie, ci trebuie să fim împuterniciți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu pentru orice lucrare a lui Dumnezeu. Uitați-vă numai la diferența în Apostolul Petru. 3 ani și jumătate cât umbla cu Domnul Iisus, nu? Ce s-a întâmplat? S-a lepădat de El și era frică, era un fricos. Însă după umplerea cu Duhul Sfânt în ziua cincizecimii, felul cum a predicat, cu câtă putere și fără frică în față la mii și mii de oameni, plin de autoritate și plin de puterea Duhului Sfânt. Și aproape 3.000 de suflete s-au convertit. Un loc din naștere, vedem în capitolul 3, este vindecat. În capitolul 5:12 spune că prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în norod. Versetul 14. Numărul celor ce credeau în Domnul se mărea tot mai mult. De ce sublinez toate aceste lucruri? Pentru că, dragi frașilor, vreau să vă arăt cât de important este să fim plini de Duhul Sfânt. Vreau să vă arăt cât de important este să fim plini de puterea Duhului Sfânt, de autoritatea și de îndrăzneala pe care ți-o dă Duhul Sfânt. Pentru că, dragi frați și surori, și noi avem o lucrare de făcut. Dacă Dumnezeu ne-a mântuit pe noi după 2000 de ani, eu cred că El vrea să fim și noi martorii Lui și să-L slujim și pe El în generația aceasta în care El ne-a așezat. Și această lucrare trebuie să o facem sub călăuzirea și sub ungerea Duhului Sfânt. Amin? Și zic ca Domnul să ne ajute pe toți să ne punem la dispoziția Lui, Domnul să ne umple pe fiecare dintre noi cu Duhul Lui Cel Sfânt
și împreună să-i slujim Domnului cu multă bucurie. Amin? Deci, aceste două lucruri pe care le-am prezentat aici le putem numi lucrarea interioară și lucrarea exterioară, ce o face Duhul Sfânt în noi și prin noi. În primul rând, lucrarea interioară, lucrarea aceasta de mântuire în lăuntrul nostru, eliberarea și salvarea din orice păcat. Și apoi lucrarea exterioară, și anume lucrarea de împuternicire pentru slujirea altora cu cuvântul lui Dumnezeu. Acum mai vreau să subliniez un al treilea lucru și vreau să mă apropie de încheiere. Și aici la al treilea punct vreau să mă pornesc de la o întrebare care pe mine m-a lăsat un pic uimit, dar am auzit-o. Sunt mai multe duhuri divine? Pentru că tocmai ce am auzit o astfel de întrebare sau de confuzie la unii. Și auziți un verset care probabil a creat pentru unii confuzii în mintea lor. Roman 8:9, aici Pavel spune: voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Aici în niciun caz nu este vorba de două duhuri divine, unul a lui Dumnezeu și unul a lui Hristos, ci pentru că cei doi sunt una, există doar un singur Duh divin, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Este în același timp și a Tatălui și a Fiului, pentru că ei una sunt. Eu și Tatăl una suntem, a spus Domnul Iisus. Deci, pentru că Tatăl și Fiul sunt Dumnezeu, Duhul unuia și a celuilalt nu poate fi decât tot Dumnezeu. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Efeseni 4:3-6 spune că este un singur Dumnezeu, un singur Domn și un singur Duh. Efeseni 2:8. Noi avem intrare la Tatăl într-un singur Duh. 1 Corinteni 2:11. Toate aceste lucruri le face unul și același Duh. Și 1 Corinteni 12:13. Noi toți am fost botezați de un singur Duh. Și multe alte versete care ne arată foarte clar că este doar un singur Duh Sfânt. Însă ce vreau să subliniez, dragi fraților, este că așa cum Domnul Iisus a fost 33 de ani și jumătate pe pământul nostru și apoi s-a înălțat la cer, de atunci și până în ziua de astăzi, Dumnezeu, Duhul Sfânt, este aici pe pământul nostru și anume El este în noi. El este în fiecare din noi. 1 Corinteni 3:16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Sau 6:19. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Versetul 20, căci ați fost cumpărați cu un preț, proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, noi nu mai suntem ai noștri, noi nu mai aparținem de noi, noi suntem proprietatea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. El a făcut posibilă mântuirea noastră, a făcut acea lucrare interioară, El ne-a transformat și prin faptul că El locuiește în noi, produce în noi caracterul Domnului Iisus. Apoi a continuat în continuare să lucreze mai departe în noi, ne-a botezat și ne-a umplut cu Duhul lui Cel Sfânt și, cum spuneam la punctul al doilea, El ne-a împuternicit pentru lucrarea mare a lui Dumnezeu, pentru vremea aceasta și pentru generația aceasta în care ne-a așezat El. Și versetul pe care l-am citit la început, dragi frașilor, este exact așa de mult valabil și pentru noi în ziua de astăzi în care trăim.
unde Iisus spunea, fapte 1 cu 8, voi veți primi o putere și veți fi martori până la marginile pământului. Și tare mult aș vrea și mă rog Domnului că am timpul acesta, cât mai avem și seriile aceasta de stăruință și de rugăciune, ca Domnul să ne umple pe fiecare dintre noi cu Duhul lui cel Sfânt, dragi frați și surori. Îmi doresc ca întreaga biserică, toată biserica Emanuel să trăiască experiențe noi cu Duhul Sfânt și cu toții să ne apropiem mai mult și mai mult de Domnul nostru, dragi frați și surori. Să ne asemănăm tot mai mult cu El în vorbirea noastră, în gândirea noastră, în felul cum ne iertăm unii pe alții, dragi frați și surori. Să ne asemănăm în toată umblarea noastră pe pământul acesta cu Domnul nostru, Iisus Hristos. Amin? Însă, singur, din puterea noastră, noi nu putem să facem lucrul acesta. Însă, dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este în noi și cu noi, vă spun că El ne va ajuta să facem lucrul acesta. Închei cu un singur verset, 2 Corinteni 5 cu 17. Aici spune așa, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Duhul Sfânt face lucruri noi. Duhul Sfânt face lucruri mărețe în viața noastră. Și mă rog ca Domnul să facă prin Duhul Sfânt din fiecare din noi o făptură nouă după asemănarea lui Hristos. Oameni plini de Duhul Sfânt, oameni plini de putere și oameni după inima lui Dumnezeu. Amin.